Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Spacecraft! Astăzi o să ne apucăm să facem aici un nou shop. Bine, ideea e că nu va fi o idee nouă de shop de rău, ci va fi un shop de mâncare. Mai exact, o să fac un restaurant acolo în munte, sper să iasă destul de mișto. Posibil că va asemenea puțin cu shop-ul lui Nismo, dar sper că nu o să fie o problemă. Nu o să asemenea neapărat, deoarece o să fie puțin mai diferit, dar va fi așa cu sticlă și din când în când o chestie asta de quartz. Între sticlă, sper să arate destul de mișto, va semăna oarecum și cu tunelele astea, deoarece va fi cu sticlă albastră și va veni cu quartz. Bun. Acum ideea e că vreau să fac aici în mijloc un lift prin care să putem să urcăm sus, după care sus să vindem efectiv tot ceea ce ține de mâncare, tot ce avem acolo în acel shop, plus și Golden Carrot probabil, deoarece acum facem parteneriat cu Zero Gravity, adică cu Nismo și cu Deme, iar Deme vindea morcov de aur și atunci probabil să putem să vindem, nu cred că se va supăra dacă o să vină și chestia asta. Deci, da, deoarece eu am fost în primul rând primul care a zis de un shop de mâncare, dar asta nu mai contează, mă apuc să fac aici acest shop, eu sper să iasă destul de mișto, bine, shop, acest restaurant, să zicem așa, care va fi fix aici lângă sediul de la Zero Gravity. Va fi destul de măricel, dar sper să arate foarte bine. Acum inițial o să mă apuc de acel lift de care ziceam și cred că pe undeva pe aici o să trebuiască să fac intrarea. Nu vreau să mut nici acest pilon de aici, deoarece na, e terminat pe aici și nu trebuie să stric foarte tare, dar probabil o să vin în felul ăsta cu un drum. Sticla asta iarăși o spargem de aici, spar cu finuțul, da, da. Și va veni pe aici probabil această sticlă, uite așa. Și atunci nu stricăm nimica din acest drum principal, să zicem așa. Aici iarăși va trebui să spargem, cred că și pe asta o să vină spartă, ceva de genul. Da, haideți să nu mai atragem cu vorbăria, mă apuc de acest lift, fac pe aici puțin loc, adică mai sparg în interior și văd eu cât de mare va fi și am să revin. Mușeți că am revenit într-un final, am făcut acel lift de care vorbeam, plus am delimitat mărimea shop-ului, va fi un shop destul de mare. Bine, sunt shop-uri și mai mari pe aici, dar va fi un shop destul de mare, deoarece va fi doar de mâncare. Și de-aia e că o să mai intru și în munte destul de mult, ca să arate totul bine și la interior, să fie așa foarte spațios. Și da, aici o să vinem cam toate tipurile de mâncare din Minecraft, așa că nu mă arată momentul de față, dacă vă întrebați ce cu chestia asta, o să fie un fel de arcade, pot zice, nu neapărat, ca și chestiile de la Nismo, cam așa o să fie aici. Da. Bun, acum eu o să mă mai ocup aici să fac destul de multe chestii design-ul. Bine, să termin cu exteriorul în primul rând, după care ne ocupăm și de interior, așa că eu o să pun destul de multe sticlă pe aici, probabil o să vin și cu niște quarți ca să mai adaug detalii și da. Deci mai lucrez pe aici și revin. Bun, și haideți că am revenit, am făcut destul de multe lucruri pe aici, o grămadă de detalii, am pus sticla, am pus și treaduri pe aici ca să dea așa un efect destul de mișto, plus aceste trepte, eu zic că într-un final a ieșit ceva destul de mișto, deși nu e cine știe cât de mare, dar eu zic că a ieșit destul de mișto și are așa o temă SF, să zicem așa, spațială, așa că hai să intrăm în interior să vedem cum arată. La interior încă nu am făcut prea multe chestii, am făcut aici doar cu concretul ăsta alb, niște piloni de ăștia care susțin sticla sau țin sticla de fapt și cam atâta. La interior mai am de lucrat destul de mult, deoarece aici vreau să fac niște mese unde să stea oamenii să mânce bine, e așa în ghilimele, dar și nu să stea nimeni aici, doar să dăm acea impresie de restaurant spațial, să zicem așa, bine, spațial, un restaurant așa SF. Și da, o să fac aici, probabil în mijloc o să fac un fel de caserie, să zicem așa, unde va fi un vânzător care va vinde mâncare, iar lateral probabil o să mai pun niște chesturi sau poate direct șalcăre, să-mi fie mai ușor să fac ristocul, posibil că o să pun șalcăre, în care o să țin morcov de aur și toate tipurile de mâncare care există în Minecraft. Deci, da, o să mă ocup acum de interior, probabil o să dureze destul de mult până o să fac interiorul. Și da, așa că mă apuc de tot treaba asta și am să revin. Bușeți că am revenit cu rezultatul final, cam așa arată shop-ul, eu zic că a ieșit destul de mișto, este un restaurant spațial, dacă putem să zicem așa, aici avem un lift, iar apoi ne duce aici sus, unde am făcut un design destul de șmecher și la interior, o să intrăm acum, să vedeți și voi cum arată aici, mai trebuie să fac drumul,
trebuie să fac tot ce ține de drum. Bine, cu drumurile stau mai rău deoarece tot timpul mă bagă niște proiecte de astea și de drumuri cam mă zăuit, dar o să încerc să le fac și pe astea cât se poate de repede și cam așa arată la interior. Am făcut niște mese pe aici unde pot să mânce cei care vin aici la restaurant, bine, în ghilimele, că nimeni nu să stea aici. Aici mi-am pus pe mine cu un morcov de aur română, aici sunt o grămadă de morcovi, aici va veni prețul care va fi de un stack 2 diamante conform prețului actual pe care are și Deme, dar ideea e că cred că o să vorbesc cu el să-i dăm puțin mai ieftin, adică sunt destul de scump după părerea mea și eu am foarte mulți morcovi, așa că cred că o să fie prețul final de un diamant, un stack, cred, nu sunt sigur, o să vedem ce zice și el. Deci cam așa arată, aici sunt morcovi pe ambele părți, iar aici o să vină și alte tipuri de mâncăruri, dar în momentul de față încă nu am ocupat de asta, dar o să mă ocup off-camera. În principal am vrut să vă arăt cum arată și să postez acest episod cât se poate de repede, deși am lucrat destul de mult ca să iasă totul așa, eu zic că a ieșit foarte mișto. Deci avem o grămadă de locuri de astea unde poate să stea cei care vin aici și să se uite așa la peisajul ăsta care arată genial, tot spawnul ăsta după părerea mea. A ieșit foarte mișto, drumul timp relativ scurt, adică în 4 luni eu zic că am făcut foarte multe chestii și mă bucur că și restul membrilor au fost atât de activ și am lucrat atât de mult. Deși hai să dăm o tură așa pe sus din momentul de față, așa cu Elytra, și vă zic că spawnul arată chiar foarte bine, uite și sediul nostru de la Zero Gravity, shop-ul ăsta pe care l-am făcut iarăși în episodul trecut, aici vrea Locoma să facă ceva shop de capete din câte știu, și da, eu zic că a ieșit foarte mișto acest restaurant, hai să intrăm iarăși înăuntru să vedeți cât de mișto arată. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit aici la interior, deși am stat destul de mult să lucrez la el, dar într-un final eu zic că avem un rezultat foarte mișto. Deci, da, cam atât a fost și episodul de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Zino, și nu uitați să dați un like, un share, un subscribe dacă vă place ceea ce fac eu și noi ne vedem pe live-ul sau episodul următor.